pentru că am văzut că nu te uiți la clipurile mele până la capăt. Astăzi vedem primul episod din Miercurea e Short Story. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă Miercurea e Short Story? Înseamnă că vedem cele mai importante faze din episoadele trecute și pe care tu le-ai ratat. Pe care tu le-ai ratat. Am ales să fac asta nu pentru că altceva n-a fost. Am ales să fac asta din două motive. Primul motiv este pentru că țin la tine și nu vreau să pierd nimica. Din două motive. Iar al doilea motiv este pentru că țin la tine și nu vreau să pierzi nimica. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul. Miercurea e Short Story. Short Story! Ia să vedem, ce-a găsit? Uite aici! Uite aici! Uite aici! Uite aici! Cât avem acolo, mami? Câte uzi avem? De o mâncare bună avem. Pentru câte persoane? Pentru 3 persoane sunt suficiente. Am ajuns cu urzicile în siguranță la range-ul lui Paul și acum mergem să le gătim, nu? Da, mergem să ne apucăm să le pregătim pentru a le mânca. Super! Primul lucru pe care trebuie să-l facem după ce am cules urzicile este să le spălăm, nu, mami? Unde le spălăm? Le spălăm la țuțur. La țuțur? Ce e asta, mai țuțurul ăsta? Ce înseamnă? Țuțurul este o bucată de lemn tăiată pe mijloc, care curge apă ca un fel de izvor. Foarte fain. Deci am cules urzicile, le-am adus acasă, le spălăm la țuțur. Deci urzicile să fierb tot timpul, să bagă în apă atunci când apa clocotește. Deci trebuie să le punem la fier după ce fierbe apa. După ce nu fierbe odată apa. Cu apă. Nu. Am înțeles. La țuțur, țineți minte. La țuțur. Bun, am pus apa la fier. A început să fiarbă apa. Avem urzicile aici pregătite. Le și dăm. Le dăm drumul în apa deja clocotită. Exact. Deci ele trebuie lăsate la fier cam 15 minute. Deci de acum încolo 15 minute trebuie să stea la fier. Și cum le gătești astăzi? Le facem mâncare de urzici în zeama lor cu usturoi. Fără carne, fără nimic, fără nu? Fără nimic, fără. Ele deja schimbă culoarea. Să moaie. Nu avem ceapă și usturoi. Precurăm urzicile. Vedeți că lasă o zeamă foarte frumos mirositoare și bună. Punem o lingură de ulei sau un soare, mai un pic, nu mult. Așa. Punem înapoi pe soba noastră inventată. Adăugăm ceapa și usturoiul tocat. Lăsăm un pic. Le punem pe tocător. Așteptăm să se chelească ceapa și usturoiul. După care le băgăm și pe ele. Acum, deci am amestecat urzicile după ce s-a călit un pic. Așa. Și acum adăugăm un pic de zeamă. Un pic de zeamă. Care de fapt e și un ceai. Ai ingredientul magic, ce este? Un pic de rentaș făcut cu apă și făină, așa zicem noi rentaș. Da. Rentașul, care are, are rolul, rolul de, a... de a îngroșa și de a da un gust. Și le-am făcut în zeama lor, deci urzici în zeama lor cu usturoi. Așa că eu cu mami vă urăm poftă bună. Poftă bună. Acum
Dacă n-ai văzut acest episod, trebuie neapărat să-l vezi. Iar pentru asta, îți las un link în descriere. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace!